Bună ziua, Liuba! Bună Bună ziua! ziua! Cum îți pare ție atitudinea asta față de veteranii de război care au luptat în 92? Dar cum se împare? Am să vă spun eu mai detaliat cum se împare. Dacă au fost hotărât în 26 mai să atribui 1000 de lei, nu trebuie static să mai organizeze încă o dată Consiliu, să mai voteze prin ședințe extraordinare, prin că e clar lucru, vie ședință ca și ei plătit 600 de lei la fiecare ședință. Dar vă spun să știți odată pentru totdeauna, dacă decizia pentru executare trebuie, dar nu pentru discuție. O decizie când se primește, atunci e nu trebuie pusă în discuție, dar trebuie executată, nu discutată. Dar la noi în Căușeni e altă treabă. La noi în Căușeni e hoție și tâlhărie. Și Dacă nu nu-i e de azi. șinu, e cu metru. Dacă nu-i cu metru, e prietenul cel mai scump, președintele comisiei ori consiliului Regional Căușeni. Ar trebui ca șin cu metri, neamuri, să nu și ca președință. Ați văzut ce a făcut? Dacă a fost șinul ca președintele comisiei, a făcut, a manipulat și Dar cine a decizia. fost? A fost Donțu, Ion Donțu, care lucrează la gaz. El a fost președintele comisiei pe 26 mai. Și acum e că de atât am săraci veterani și plâng din urma lor, fiindcă nu le dau nicăieri. Că cum a murit unul dintre ei, ei așteaptă ca să duc tăți? Nu. Eu vreau să vă spun că să mă adresez încă și la cetățeni, că dacă noi în raionul Căușeni am optat pentru platforma DA, când eram din 2015, acum nu știu cine mai opta, fiindcă La noi trebuie. împreună eram, Luba, și eu eram, și tu erai. Poate știți dumneavoastră când eram pe la mitinguri, da, într-adevăr, Neta erai, dar noi ne ducem cam deoparte, Neta avea Netali colectiv. Dar vreau să vă spun faptul că platforma, da, atunci era sinceră, era numai se forma și era niște băieți de treabă. Și a făcut la noi amuia platforma, da. S-a vândut ca cum se vând oghelile la piață. S-a vândut pentru și s-a cumpărat în clădirea Unde asta e? asta e, în clădirea asta, Iermurache și cu Popa s-a cumpărat la primul Oho! etaj oficii. Noi luptăm, Dar noi cum? protestăm. Suntem în problemă. Voi până nu veni deputați. De ce nu v-ați luat oficii? Ați venit deputați, ați venit să mulgeți un executiv, un președinte care nu știe cum să vă mai acapareze, ca Dodon pe Gascan. Nu credeți că noi suntem proștii țării. Noi tare ghini ne pricepem. O, doamne, Andrei Melenti, vreau să-l întreb, tu ca deputat venit în executivul raional, dacă tu ești cinstit, de ce nu votezi cu oamenii cinstiți, dar votezi cu corupții? Crezi că ție să spisuie milioanele care ești de tot? Noi să te dăm la socoteală, măi frate, să ții tu minte, și tu deputat, și tu spânzurat, și tu și n-ai și voi ești trei care v-ați vândut, ca cum se vând papușii și piață, nu vă iertă nimeni. Și platforma dată de la Republică, să știi odată pentru totdeauna, că să optați pentru persoane cinstite, nu pentru corupte. Ați văzut că a fost cu voi și la urmă cu democrații? V-a făcut în Parlament festa, că ați spus că se votează cenzura astea care ați vrut dumneavoastră. S-a votat? Nu s-a mai votat. Ia ca și la noi din Căușeni tot așa e. Așa ați câștigat orice alegeri. Cu minciune n-ați câștigat. Dodon ne-a dat în nas să purtăm mască. Dar Dodon ne aduce ziare peste o zi. Dar ce nu ne aduce măști? Dodon, ce faci tu cu banii care, cu măștile care le-ai prins ca ajutoare? Mă interesează, voi ce faceți cu măștile care le-ați prins o grămadă de măști? Și voi ne puneți să dăm 9 lei pe mască? Voi ne puneți pe noi ca noi să ne îngenunchem la voi, să ne purtăm numai decât cu mască, să nu ne împlem de oftigă? Mai oftigoși ca voi, conducerea țării, conducerea Parlamentului, nu-i nimeni. Ghinio Zvoronin, când s-a dus Abramciuc, Griceanu și Dodon, 500 de mii au luat de euro ori de dolari să părăsească comuniștii. Dar comuniștii atunci nu v-au dat în bot cum voi i-ați dat în bot lui Gațcan. Voi Oho. trebuiți bătuți și lichiți de perete. Dar noi nu credeți că să vă răbdăm. Noi îți vă arătăm cum iernează rașii. Vin alegerile prezidențiale și ați vedem vouă alegeri. Nu credeți că să ne puneți sacul de macaroane ori cu liocul de grecică. Nu, a să mâncați până să vă înflați. Dar noi să votăm
și asamblăm noi din casă în casă și vă arătăm și prezintă țara Republica Moldova. Să spuie nii Hrenova că găvării pe normalni. În Siberia pe normalni găvării. Nu în Republica Moldova. Republica Moldova e țară, stat democrat, stat civilizat. Dar voi sunteți viliti și ocupanți care ne-ați ocupat. Eu vă cu asta termin, dar să mai revin. Bine. Cum vă numiți? Mă numesc Liuba Balan de la Căușeni.